Domnul, să vă binecuvinteze pe toți. Suntem aici în seara aceasta pentru a continua o temă pe care am început-o data trecută. Un generic am avut chiar, și uh, genericul acesta era închinare sau distracție. Și aș vrea să continuăm cu a doua șuviță, să zic așa, limbajul trupului. Și să vedem aici câteva lucruri pe care cred eu Biblia ni le va transmite și ni le va spune. Foarte important să pornim chiar cu Scriptura. Haideți să deschidem cu toții și haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Roman, capitolul 12, afișează dacă poți, începând cu versetul 1. Și haideți să citim textul acesta împreună. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului viacului, să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Tema noastră, așa cum am procedat și data trecută, are un cuprins, este pe slide-ul 3. Poți să îl pui acolo, bun. Deci observați aici la slide-ul 3, avem în cuprinsul nostru, în tot așa, niște definiri în care vom vorbi despre limbajul trupului, ce anume este. Apoi o să vedem imediat GPM-ul, ce înseamnă, sunt niște abrevieri, și apoi efectele pe care le produc gesturile noastre, limbajul trupului nostru în închinare. Haideți să mergem la următorul slide și să vedem la definiri, poți să dai ce este limbajul trupului. Să aflăm, uitați-vă ce spune Wikipedia, comunicare non-verbală, mentală sau fizică, constând din poziția corpului gesturi, expresiile feței, mișcarea ochilor și trimiterea și interpretarea lor aproape integral este făcută în subconștientul nostru. Pot să dai următorul. Iosef Messinger, omul acesta a scris un dicționar ilustrat al gesturilor, l-am aici, și el spune, uitați-vă, GPM, gest, postură și mimică. Și se referă la lucrurile acestea, că, și el spune că există nenumărate gesturi, posturi și mimici în limbajul nostru non-verbal. Și acestea traduc literal, tot autorul acesta spune, traduc literal. Climatul nostru mental. Și să știți că există. Uitați-vă aici: am pus niște desene, le-am găsit pe internet. Există niște refrene gestuale, refrene de gesturi pe care noi, poate involuntar și tot mereu, le repetăm. Și să știți că le aducem cu noi de acasă și le avem chiar și în închinare. Putem să ne uităm la următorul slide. Există cel puțin patru indicatori de emoție, putem pune mai mulți, dar uh, m-am limitat la atât. Ochii, uitați-vă, ochii, momentul în care cineva merge și cântă în față, ochii lui îți pot vorbi foarte multe. Foarte, dacă se uită în jos, ori e absent, ori poate e vinovat, ori cine știe, se gândește la altceva, uh, dacă privesc ochii, în mod direct, în mod uh, insistent, poate, în sală, pe unul, pe celălalt, s-ar putea să fie vorba de sinceritate, dar s-ar putea să fie vorba și de ceva autoindus. Uh, știam și am întâlnit oameni care se antrenau în oglindă cum să predice, cum să cânte și așa mai departe. Uh, Uitați-vă ce stări pot să transmită ochii, emoție, disconfort, evitare plictisială, deci o multitudine de stări pot să transmită ochii, mai ales dacă întâlniți oameni ce clipesc așa des, ăștia încearcă să elimine stresul sau poate chiar ascund ceva. merge mai departe. Expresiile feței și ale capului. Uitați-vă, un zâmbet fals este doar zâmbetul de aici, de la colțurile gurii. Dar zâmbetul uh, autentic, spun cercetătorii, uh, antrenează și mușchii de la colțurile ochilor. Capul înclinat într-o parte, spre vorbitor, înseamnă interes. Dacă te uiți altfel sau în altă parte, înseamnă că nu-l bagi în seamă. Bărbia ridicată, iar uitați-vă numai la cei care cântă. studiați pe cei pe care îi iubiți în videoclipurile pe care le, le vizionați și uitați-vă, dacă stă așa, cu capul cu bărbia în sus și cu capul uh, spre spate, s-ar putea să fie vorba de aroganță, de superioritate, că el știe, el a făcut studii sau știu eu, el cântă mai bine decât toți. Uh, următorul nicator de emoție, poziția picioarelor, vârful piciorului îndreptat spre ceva sau spre cineva, indică punctul de interes, uh, poți să dai, uitați-vă mâinile, și am întâlnit, să știți, chiar cântăreți care așa își filmează videoclipurile și merg cu mantale așa lungi. Stau așa frumos și... Orică nu în largul lui sau e jenat, orică face pe patronul, știți că, na, el -i... Gesturi largi la mâini, detenționare sau relaxare, mâinile ridicate spre cer, implorare sau indicarea prezenței divine. Dar vedeți, și astea pot să fie simulate. Vorbeam data trecută de uh, chestiunea asta, de simulare. Dă-i, te rog, mai departe. Revenim la ce vorbeam Adineaur, data trecută. Ce este închinarea? Și aici am adaptat efortul, am adaptat citatul lui Tozer, efortul depus pentru a acoperi prăpastia dintre inima interpretului, dar și inima ascultătorului și Dumnezeul adorat. Asta înseamnă închinare pură. Și cred lucrul acesta, pentru că să știți că în biserică, atunci când cineva cântă, noi ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce se cântă și să, să, ne, să ne implicăm, să ne implicăm cu toții. Așa era altă dată. Și cred că așa este și astăzi, câteodată, dar nu întotdeauna reușim să ajungem la nivelul acela în care să acoperim prăpastia dintre inima mea ca ascultător, a noastră ca ascultători, și Dumnezeul pe care îl adorăm. Haideți să mergem mai încolo. Uitați-vă cum ne închinăm prin acest limbaj al trupului. Și ceea ce vedeți aici e extras, e un extras din concertul acela de rock creștin care a fost aici la Cluj, bătaia inimii, îl putem traduce, și aici observați câte gesturi, numai într-un flash, așa, câte gesturi există, o mulțime. Și acum întrebarea este, cum ne închinăm? Ne închinăm sau nu ne închinăm prin limbajul trupului nostru? te rog să... Și aici gesturi, posturi și mimici în muzică, am extras câteva și apoi vreau să facem câteva descifrări. M-am dus foarte mult să știți pe textul biblic și pot să-l las așa... Am extras versete din Biblie, de exemplu, Isaia, capitolul 3, cu 16. Vorbește aici despre fusta strântă, să știți, despre fusta strâmtă, zice pășesc mărunțel. Păi Pășe, pă, e normal că pășești mărunțel dacă nu-ți permite fusta, că te duci. Deci, în închinare, în închinare când vine, și să știți că am întâlnit, când vine o soră care vrea să interpreteze ceva și pășește așa mărunțel, deja din start își dă, nu știu, își dă un minus, pot să zic. Nu știu dacă cei din sală, cei serioși, pot să mai asculte astfel de cântare. Eu am extras din dicționarul acesta pe care l am aici, am extras câteva idei și spune în felul următor: șoldurile accentuate de o fustă mini, pe care o tot aranjează, înseamnă vorbește-mi despre mine. Numai asta mă interesează, pagina 271. Și atunci, ok, eu am zis ce e închinare, eu vreau să acopăr o prăpastie dintre mine și Dumnezeul pe care îl ador. Ori în momentul în care eu mă duc în fața publicului sau în fața fraților să cânt o cântare, să interpretez, că o interpretă de muzică creștină, mă duc acolo și prin gestul meu, prin ținuta pe care o am, prin postura pe care o am înaintea Domnului și a celor care mă ascultă, eu le transmit următoarea idee. Vorbește -mi despre mine, numai asta mă interesează. Dar eu vin și când, Domnul Sfânt, Domnul Bun, Domnul Drept, la Aleluia, Slavă Domnului. Și când, și când. Dar trupul meu transmite altceva și asta o transmite direct în subconștientul celui care mă ascultă. Și atunci, de unde să dea cântarea mea har celui care aude? Pentru că sunt conștientul lui, primește o informație, cuvintele care ies pe buzele mele transmit altă informație și omul deja e zăpăcit, e debusolat. Haideți să mergem mai departe. Am mai extras un text, pentru că și la băieți le sună Levetic 19 cu 27. Să nu-ți razi colțurile bărbii. Am văzut în ultima vreme că există moda asta cu bărboșii ăștia care cântă. Dacă ar fi fost numai limitată la România, mă gândeam că îl copiază pe fratele de la Beiuș. Dar e cam globală, e un fel de chip al viacului, să știți, și o modă care se, se propagă. Și uitați-vă, am citit în cartea asta și doar așa, telegrafic vă spun, în 42 de ani ne ia 2550 de ore cu bărbieritul, foarte mult, 106 zile. În antichitate, spune, barba era semnul puterii. Faraon avea totdeauna barbă falsă, poate vă amintiți. Uh, sumerienii, babilonienii, perșii, asirienii frizau colțurile, vopseau, pudrau, parfumau, uneori pudrau cu pulbere de aur. De ce? Transmiteau un sentiment, transmiteau o stare celor din jur că ei sunt cineva. Romanii se rădeau pentru a se identifica în război, erau foarte deștepți care avea barbă la trebuia lichidat, care nu, era frate și... Astăzi, asta am notat-o eu, n-am scos-o din carte pentru că autorul nu știe... Astăzi există formatori de opinie și creatori de modă și dintre creatorii de modă din România i-am găsit pe trei, dintre cei mai cotați, care poartă barbă. Printre ei e Cătălin Botezatu. Poartă barbă. Și vedeți, Oamenii ăștia imprimă o linie, o linie. Și noi venim la biserică. Am citit tot în carte și m-am distrat un pic. În epoca elisabetană se punea impozit pe barbă. Dacă ar fi astăzi se fac așa ceva, ar fi vai, vai, vai. De unii. Și vii la biserică și tu transmiți altceva, sentiment de mândrie, poate de aroganță, sau poate nu -i. nu -i nimic din asta. Poate e doar o conformare cu chipul viacului. poate ești un băiat depersonalizat, n-ai personalitate. Te iei după unul, după altul, bă, îmi place cum arată, ok. Dacă 10 sau 20 dintre prietenii tăi poartă așa ceva, hai să port și eu, că mai bine e așa, să mă seamăn cu ei. Să știți că în toate astea, nu zic că e păcat, nu zic. Dar vorbim despre limbaje ale trupului, ce transmite gestul sau postura sau mimica unuia sau altuia. Mergem mai departe. Omul de nimic, pe Proverbe 6 cu 13, clipește din ochi și spune dicționarul, ochiada înseamnă o mângâiere pozitivă a eului interlocutorului. Cum am mai sunt, am întâlnit să știți cântăreți care au un tic, pot să-l numesc, un tic fizic. Și tot clipesc așa și unii își închipuiau că face cu ochiul la fete sau știu eu. Dar în momentul în care tu ieși în față și vrei să cânți și Vrei să vină Domnul, să fie prezent Dumnezeu la cântarea ta și faci cu ochiul la unul, la altul? Nu știu cât ești de serios. Nu știu. Spune aici, mângâierea pozitivă a eului celui care te vede. Mergem mai departe. Doi împărați nou cu 30. Izabela și-a uns sprâncenele și și-a împodobit capul. Și iar am extras din dicționar ceva. Machiajul Obiectivul lui a fost întotdeauna ca femeia să placă bărbatului sau să-l seducă. Ce înseamnă să-l seduci? Să-l duci unde nu vrea el. Asta înseamnă. Pleoapele care atrag atenția ne arată pe dânsa că e foarte sensibilă. Genele, dacă îți lungi, temperament schimbător. Sprâncenele, dacă sunt așa, mai proporționate, să zic, sau mai conturate, climat mental, nervos, nu te apropia de mine, că vai de tine. Obrajii roșii, o ființă ambițioasă. Ochii conturați cu creionul, o ființă absorbită de propriile planuri. Foarte interesante lucrurile acestea. 2 Samuel, capitolul 14, cu versetul 25. Absalom când își tundea părul, în fiecare an părul lui avea greutate de 2 kg jumate, 200 de sicli. Părul face parte din arsenalul de seducție al feței, spune dicționarul. Cu cât o persoană va acorda importanță gestuală mai mare părului său, înseamnă că are sensibilitatea centrată pe sine și e foarte vizibilă asta. Pavel le spune corintenilor că bărbații trebuie să poarte părul scurt, în bătălie atunci a riscul să fie prinși de păr și de aceea romanii de obicei așa, am mai amintit asta cu privire la barbă, și raderea unei femei, să știți, a fost o pedeapsă publică aplicată până în 1945. Astăzi, dacă îi spui la o femeie, uite ce o zis Pavel, să te razi. Nu mă vezi că se rade și vine rasă în biserică. Pentru că să încep să se rupă, se, se rup toate limitele astea pe care ni le-a impus buna cuvință. E postmodernismul acesta. Tunsoarea arici. Tunsoare arici. Am citit tot în dicționar. E semnal de refuz. Refuzul de a se conforma tiparului impus dictaturii, de modelul dictaturii modei. Eu nu vreau să am nici un tipar, eu sunt eu și gata, s-a terminat. Și asta înseamnă trânsoarea aceea a Rigi. 19 cu 28. Mai e uh, ideea asta și apoi vreau să mergem mai departe. Să nu vă faceți slobe, slove să pate pe voi. Tatuajul. Și să știți că am întâlnit <coughs> chiar în cântările Hillsong și la uh, Betel Worship am întâlnit oameni care cântau în față și aveau tatuaje, chiar cruci și tot felul. Tatuajul e destinat celor de la, era cândva destinat celor de la marginea societății și a luat amploare în rândul sportivilor, a rebelilor și a tinerilor cu dor de afirmare. Tatuajul înseamnă o formă de promisiune pe care individul o face lui său plus o atitudine de superstiție. Vedeți? Și sunt, să știți, sunt tineri care vin, bă, de ce să nu mă tatuez? Da, îmi pun acolo un porumbel, nu? Sau îmi pun ceva, un simbol creștin, o flacără de foc, nu? Flacăra de la Rusali. Ce păcat fac eu că... Nu, uitați-vă. Ce poate să transmită un astfel de gest? Și Domnul ne spune mare atenție, mare atenție. Merge mai departe. Poți să dai efectele, gesturilor, posturilor și mimicilor în închinare. Te rog. Uitați, sunt cel puțin opt emoții fundamentale. Ce înseamnă emoție, etimologic, E plus movere în latină, a mișca spre exterior, deci înseamnă că ce ai tu în interior îți iese la suprafață sau la vitrină, să zic. Și să știți că de multe ori am notat aici emoția noi o confundăm cu sentimentele. Iubirea este un sentiment. Am iubire față de copilul meu, nu? Mă mai supără, îi mai dau poate ceva la fund sau știu eu, dar iubirea mea rămâne. Asta e sentiment. Dar dragostea la prima vedere e o emoție. Am întâlnit să știți tânăr care era, și asta fac o paranteză, era căsătorit și s-a îndrăgostit de o altă femeie și o trebuie să stau o oră cel puțin cu el să i explic faptul că dragostea pe care el o simte e o emoție trecătoare și nu este un sentiment. El zicea, frate, dar dacă iubesc pe a doua și o iubesc și pe prima, înseamnă că Dumnezeu, zice, o pus în mine iubirea. Zic, diavolul, dracu, diavolul. Dumnezeu nu are cum să pun așa ceva. Pentru că, vedeți, noi de multe ori nu facem diferență între emoție și sentiment. Da? Haideți să mergem mai încolo. Uitați-vă la fețele astea, sunt cele opt emoții fundamentale: mânie, frică sau teamă, fericire, dragoste, surpriză, dezgust, tristețe, îndoială. Nu observați că le cam observăm așa la închinare. Vine cineva și cântă în față, vorbim de cântare și în biserică stă cineva, uite așa stă. Nici măcar nu-i vezi fața. Sau dacă ți arată fața, e o față de aia inexpresivă. Parcă, nu știu, ta de acră, spunea cineva că nici diavolului nu-i place de oameni acri. Și sunt tot fel, uitați-vă, altul. Bucuros, domnule, bucuros, domnul e aici. Noi putem să-i citim de aici, dar ne pot și ei citi pe noi. Pentru că dacă eu vin și cânt aici în față, și decât să cânt eu, poate mă cânt, încep să plâng așa și poate am o problemă, am un necaz, am o suferință. Să știți că. În Biblie există oameni care au plâns și n-au plâns pentru că Domnul i-a cercetat neapărat. Au plâns pentru că își plângeau eșecurile lor. O avem în colimator pe Orpa și pe Rut. Amândouă plâng, una se duce înspre Betlem, cealaltă se întoarce în Moab. Deci nu neapărat emoțiile sunt un indicator al închinării noastre. Nu, să știți, nu, nu. Poți să mai dai? Te rog, Emoțiile noastre nu sunt indicatorii prezenței lui Dumnezeu. Am vrut să aduc și ceva clipuri sau înregistrări, dar să știți că mi-a fost deja oroare. -am, -am, extras numai niște informații, un clip care a avut 2 milioane de vizualizări din 12 aprilie până, din 2020 până astăzi, 2 milioane și ceva de vizionări, de vizualizări. Și uitați-vă ce coment a pus cineva, că simte Duhul că se mișcă pe acolo. Uitați-vă comentul ăsta. Simt, Duhul, simt. Poți să dai urmă. Uitați-vă, aici se mișcă două femei și le-am făcut prin screen de la, aproape de la brâu în sus. Pentru că n-am vrut să vă infectez. Poți să dai. Uitați-vă. Da, mai dă te rog. Uite, ce... Că vorbim aici de limbaj, de limbajul trupului. Ce vă sugerează imaginea asta? În centru Dumnezeu sau e zeița aia care cântă acolo și toate luminile stinse și reflectoarele toate spre ea și ideea aia de catedrală și în centru nu mai e altarul, nu mai e statuia fecioarei cum e în bisericile tradiționale, ci o zeiță care cântă. Și notați astea, uitați-vă ce uh, titlu au. Cele mai bune cântări de worship, din uh, 2020. Cele mai bune. Și uitați-vă. Și el a zice că l-a mișcat Duhul Sfânt. Nu știu. Nu știu. Deci dacă v-aș fi adus secvențe de acolo să vedeți cât de animali cântau, m-am îndrozit. E clar că e, e vorba de diferență culturală. Dar vorbim, uitați-vă, vorbim de limbajul trupului. Poți să te duci. E foarte important să înțelegem, pentru că suntem la o secțiune concluzivă, Efectul acestor limbaje non-verbale pe care noi le transmitem împreună cu mesajul cântării noastre trebuie să se încadreze în scopul bisericii. Scopul bisericii. Manualul Universității Moody, a Facultății Moody, scuzați-mă, din America, Facultate de Teologie, manualul ăsta de discipline teologice spune că slujirea trupului lui Hristos, Asta e scopul 1 al bisericii și asta înseamnă învățare, părtășie și închinare și apoi al doilea, slujind lumii, evangelizare. Deci astea sunt patru scopuri pe care noi trebuie să le abordăm în cântarea noastră. Ori să învăț pe cineva prin cântarea mea, cum este cântarea aceea, Jehova Elohim, frumoasă, extraordinară. Ori să creeze părtășie între frați, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. Ori să mă închin și vorbim de laudă și închinare, dar vorbeam data trecută, închinare înseamnă să acopăr prăpastia dintre inima mea și inima lui Dumnezeu. Și atunci încep și mă apropii de Dumnezeu și mă apropii și mă apropii și la un moment dat încep să fiu interesat de Dumnezeu, să fiu cercetat de Dumnezeu. Începe Dumnezeu să vorbească inimii mele, începe inima mea să se uimească de măreția lui Dumnezeu și până la urmă ajung să fiu fascinat de măreția lui Dumnezeu și asta o așteaptă Dumnezeu de la mine. Pot să dai mai departe. Am o carte aici. Jonathan Edwards, 1746, atunci a scris o. El a fost cred că cel mai bun dintre teologii secolului 18. Prin el s-au și uh, declanșat câteva treziri religioase în Anglia, în, scuzați-mă, Noua Anglie, din America. Și omul acesta, în cartea asta cu emoțiile religioase, uitați-vă ce spune. 12 chestiuni contra emoțiilor care sunt falsificate și apoi încă 11 chestiuni despre emoțiile cu adevărat produse de închinarea reală, adevărată înaintea lui Dumnezeu. Asta e toată cartea lui. Și spune așa, și doar vi le citesc. Faptul că emoțiile religioase sunt foarte puternice nu este un semn că e Domnul acolo. Ai emoții foarte puternice când acolo trupa de laudă și închinare. Sau poate un frate cu acordionul, că ne place uh, divers să să ascultăm sau să ne închinăm, da? Faptul că emoțiile religioase sunt foarte puternic, nu puternice nu este puternice nu semn că Domnul este acolo. Doi. Efecte mari asupra trupului. Nu sunt un semn că Domnul este acolo. Întâlnesc frați care tremură, bă, uite. Nu, nu e un semn. Fluență și fervoare. Încep, ești aprins, fervoare, ești aprins pentru Dumnezeu, ai o râvnă, bă, mă duc în misiune, gata, renunț la lume, dar nu la Isus, mă întorc la Domnul. Nu e un semn neapărat. Faptul că emoțiile nu sunt produse de noi, că din exterior, iar nu i un semn. 5. Faptul că vin însoțite de texte din scriptură, nu i un semn. Poate cineva să vină să cânte o cântare profund biblică și să spui, băi, ce bași de vină? Uite, nu poate să fie un semn neapărat. Faptul că au o aparență de dragoste, nu este un semn. Faptul că sunt de multe feluri, nu este un semn. Bucurile care apar într-o anumită ordine, nu sunt un semn. Timpul lung și zelul în îndeplinirea datorilor, nu este un semn semn. Multa laudă adusă lui Dumnezeu nu este un semn. Încrederea mare pe care ți-o creează nu este un semn. Mărturindu-i nu sunt un semn. Dar până la urmă și pe mine, să știți, mor exasperat ideile lui fratele ăsta. Am zis, Doamne, dar până la urmă care-i treaba? Și uitați-vă ce spune. Emoțiile Harului sunt produse de o influență divină. Nu vin din noi, nu vin din sală, vin de sus, Duhul Sfânt. Doi, obiectul lor este desăvârșirea lucrurilor divine. Mai ai destulă iubire să-ți iubești poate mama că te-o certat sau te-o rănit sau pe sora sau pe fratele tău și vine Domnul și în urma închinării, în urma cântării pe care tu ai, ai ascultat-o și poate te-ai te -ai închinat, ai cântat-o, vine Domnul și spune îți desăvârșesc ceea ce ai înăuntru, îți dă mai multă iubire, mai multă iertare. Trei ele se sprijină pe desăvârșirea morală a noastră. Domnul vrea să ne desăvârșească moral și asta o face prin Duhul Sfânt. 4. Ele iau naștere prin iluminare divină. În timp ce cineva cântă, vine Duhul Sfânt și îți aprinde flash -ul. Bă, ești un păcătos, uite cum se cântă acolo. Și în momentul ăla Duhul Sfânt te iluminează și ca fiul risipitor vii în față și de nu te cheamă nimeni. Mergi și te închini înaintea lui Dumnezeu. 5. Ele sunt însoțite de o convingere sigură. Vine Duhul Sfânt și spune, tu ești păcătos, tu trebuie să te schimbi. Și atunci ești convins de Duhul Sfânt. 6. Ele sunt însoțite de smerenie, totdeauna. Întotdeauna când vine Duhul Sfânt, atunci te smerești. Nu te duci afară, cum o zis X, zice, uitați-vă la fața mea, nu e așa că îmi strălucește fața ca lui Moise. Și cineva l-a comentat și a zis, auzi, Moise avea fața strălucitoare, dar nu știa, tu știi? Ești diferit, care e problema? Dacă fața mea strălucește în urma audierii, în urma vizionării unui clip, că vorbim de asta, atunci e minunat, dar trebuie să vadă alții. Mă, ce s-a întâmplat cu tine? M-am întâlnit cu Dumnezeu. 7. Ele sunt însoțite de schimbarea naturii, a naturii mele, natura păcătoasă dată la o parte, răstignită. Ele produc și promovează un temperament ca al lui Isus. 8. 9. Îmblânzesc inima. Cum vorbești cu părinții în urma audierii sau a vizionării unor cântări? Asta e foarte important să înțeleg. Să înțelegem. 10. Ele au simetrie și proporții frumoase. Nu uh e foarte iubitor, dar e și foarte nervos. Nu, 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 nu se poate, asta nu merge, nu merge. Și apoi, ultimul lucru, rodul emoțiilor religioase este practica creștină. Vin în biserică și te faci pocăit cum n-ai fost niciodată. Vreau să finalizez, pot să dai, vreau să finalizez cu un citat pe care l-am găsit într-un document de secol XIX, un zapis pe care un zugrav, Tudosie Marin, L-a înaintat unei mănăstiri din Traiova, mănăstirea Mina, pentru renovarea picturii de pe pereți. Și el spune așa. Am legat pe cruce pe tâlharul din dreapta și am pus un deget nou, patru lei. Am pus o aripă arhanghelului Mihail, șase lei. Am spălat pe servitoarea lui Caiafa și am pus roșu pe obraz, opt lei. Am înnoit cerul, am adăugat două stele și am curățat luna, patru lei. Am înroșit focul din iad, am pus coadă lui Lucifer și am ascuțit unghiile, 2 lei. Am reparat haina lui Sfântul Anton, 2 lei. Am pus coadă nouă cocoșului Sfântului Dumitru, 2 lei. Fiul lui Tobias care călătorește cu îngerul Gavril, i am pus o curea nouă la Traistă, 6 lei. Am spălat urechile măgarului lui Absalom și l-am potcovit, 9 lei. Am dat Cuzmaulă, cu zmoală corabia lui Noe 5 lei. Am albit barba Sfântului Nicolae 2 lei. Total 55 de lei pentru curățitul, spălatul, cărpitul sfinților din biserică. Noi asta încercăm să facem, să știți. Noi nu vrem să aducem ceva nou în fața voastră. Dar dacă cineva a avut, să zic așa, metaforic vorbind, o problemă cu ghearele diavolului, ăla trebuie să le vadă un pic mai bine. Dacă a avut altă problemă, știu eu că nu a fost destul de aproape de Domnul și poate nu și-o dat seama. El trebuie să fie făcut atent și asta facem noi de aici. Și zic Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin.